noastră propriile opinii și nici nu suntem atât de mulți încât să ne temem că punând fiecare câte o problemă ne întindem prea tare. Vă rog, dacă doriți, vă rog, domnul... Aș mai vrea, înainte de a da domnului Dârlău cuvântul, mă bucur foarte mult că e aici. Mă bucur că sunt și alți prieteni aici. Cristi Pantelimon, pe care nu l-am văzut de mult timp. Sau domnul Marius Cățeganu, care a bătut drumul de la Alba Iulia. Nu s-a temut de zăpada de București. Sau domnul general Chelaru, care ne face onoarea și e prezent alături de noi. Aș vrea să spun că această carte, fără să fi fost gândită ca atare, apare în siajul unor alte cărți, parcă într-o logică dinainte stabilită. Dar nu a fost stabilită, vă spun. Așa s-a întâmplat. Ea apare după o altă carte a mea, care se numește Cei 13 care m-au salvat și care este o mărturie personală asupra generației interbelice, sub influența căreia eu m-am format și datorită căreia eu am luat drumul acestui crez național și creștin, despre care am vorbit la vremea cuvenită. Sorin a identificat corect sursa binelui din acțiunea mea. Ei sunt acești frumoși bătrâni foști deținuți politici, eroi, martiri și sfinți. Și mai înainte, a fost o altă carte pe care a coronat-o domnul Andrei Dârlău, numită Corectitudinea politică. Bine, a pus un titlu editorial ceva mai lung. O religie a noii ordini mondiale, care vorbește despre flagelul cel mai periculos din acest moment și care ne obligă și la acțiune politică, nu doar la o acțiune culturală de lămurire a lumii românești, cel puțin, asupra răului pe care acest curent neomarxist încearcă să ne-l facă sub o mască destul de colorată și de, pe alocuri de atractivă, numită corectitudinea politică. Așadar, întâi am identificat pericolul, după aia am vorbit despre sursa puterii de a acționa bătrânii aceia și astăzi ofer un modest manual de luptă, să spun așa. S-au întâmplat toate la editura Rost și sunt fericit că s-au întâmplat. Știți că noi creștini nu credem în întâmplări. Credem că așa trebuia să fie. Numai că eu, fiind un bieton, n-aveam cum să știu că așa trebuia să fie. Am luat și eu cum au venit. Prin urmare, domnul Dârlău, vă rog frumos. Vreau să mulțumesc în primul rând domnului Claudiu Târziu, care a primit cu foarte multă deschidere în 2015 propunerea mea de a scoate acel volum despre political correctness. În 2013-2014 scriam niște articole în Familia Ortodoxă pe tema aceasta neomarxismului și după aceea l-am adunat în acest volum până cu alte texte și vreau să mulțumesc la fel de mult domnului Sorin Lavi, care a scris postfața ediției următoare din același volum din 2017. În anii aceia, 2014-2015, nu se vorbea în spațiul nostru public prea mult despre neomarxism. Acum a pătruns în discursul public, for better or worse. Ce vreau să spun? S-a vorbit de generația Revoluției. Eu mă revendic de la această Revoluție, întrucât am fost, adică sunt parte vădămată în dosarul Revoluției. Am fost la Jilava în noaptea, în dimineața de 21-23 decembrie. Nu am cerut certificat de revoluționar, cum spunea Tudor Gheorghe acum câteva zile la televizor, nu pentru aceasta am ieșit. Și, în primul rând, am cerut un certificat pentru că am considerat că cei care au murit sunt, în primul rând, cei care merită acest titlu și sunt eroii Revoluției. Am scos un album numit Miracol, chiar în 1990,
împreună cu încă un coleg, Florin Grama, Miracolul este un volum în care fiecare din cei care au murit acolo și sunt în cimitirul Roilor Revoluției, sunt cu câte o pagină, pe scurt, o pagină biografică foarte sumară. Și aceia sunt, în primul rând, generația Revoluției, din punctul meu de vedere. Domnul Sorin Avic a vorbit despre debusolare. Foarte corect. Există această debusolare și cred că din acest motiv trebuie să insistăm pentru o clarificare conceptuală a ce înseamnă conservatorism. Sfera semantică a cuvintelor nu acoperă întotdeauna aceleași realități. În Occident, conservator înseamnă același lucru și nu înseamnă același lucru. Înseamnă același lucru ca definiție, cum foarte bine a spus, credință și patriotism. În primul rând, și familie, deci sunt pilonii importanței conservatorismului, dar contextul în care ei trăiesc acolo și noi aici, este altul. Este altceva să fii conservator în America lui Trump, altceva să fii conservator în Europa Occidentală și altceva să fii conservator aici. Deci, paradigma este alta. Acum traduc o carte de Hermann Engelhardt, se numește După Dumnezeu, After God, și el arată că această paradigmă occidentală, cândva creștină, de adevărat catolică și protestantă, a lăsat locul deja unei paradigme post-creștine after God, o paradigmă după Dumnezeu. La noi încă nu vorbim de această paradigmă, din fericire, nu este încă o societate după Dumnezeu, o societate post-creștină, încă la noi realitățile sunt diferite. Tendința însă acestui teoloc secularist, aceasta este. Și de aceea trebuie să clarificăm și conceptual ce înseamnă conservatorism, astfel încât să, dacă vreți, să deconspirăm impostura celor 20 la care vă gândiți și alții care se declară de dreapta, dar nu sunt de dreapta sau nu sunt conservatori. Trebuie deconspirată această impostură și trebuie clarificată odată conceptual și politic ce înseamnă dreapta, ce înseamnă stânga, de ce facem distinția între o dreaptă economică și o dreaptă culturală și o stângă economică și o stângă culturală, pentru că conservatorismul este una, cum a spus foarte bine, și dreapta economică înseamnă, sigur, altceva, este o definiție economică, înseamnă un capitalism înțeles într-un anumit fel, există Washington Consensus, deci dreapta nu este dreapta automat economică, așa cum se înțelege la noi, și cum se declară, așa zise, zona de dreapta, de dreapta. Deci trebuie calificat pentru a putea înlătura această debusolare. Numai așa trebuie. Și este datoria noastră să insistăm pentru asta. Ați mai vorbit despre unitate. Domnul Sorin Lapic a vorbit despre dezbinarea care ne caracterizează. Eu cred că avem în ADN-ul nostru această dezbinare într-un fel și trebuie să o conștientizăm în primul rând pentru a putea să o contracarăm, să o putem depăși. Mă gândesc la faptul că în catolicism există o unitate în persoana pontifului roman, papei, o unitate a creștinismului prin structura catolicismului care este trans și supranațional. Și pe sute de ani, Biserica Romană a fost suprastatală, supranațională, nu a ținut cont de granițele statale și a realizat, a avut această unitate prin forța lucrurilor în persoana papei. Nu fac o pledoarie acum, să nu se înțeleagă așa ceva, dar vreau să spun că această unitate a permis o anumită coerență, o anumită coeziune a unui Occident cândva catolic, apoi sigur s-a desprins reforma, în timp ce noi avem, spuneam, în sânge această, să zicem, pe baza unei autocefalii ortodoxe, avem această multiplicitate pe care o acceptăm și o trăim pentru că așa este structurată ortodoxia. Sunt argumente istorice, încă din Bizanț. Bizanțul, atenție, era un imperiu totuși multietnic, multinațional și
Sinfonia Bizantină, care era acea sinergie între biserică și imperiu și stat și împărat, funcționa în Bizanț pe anumite principii care permiteau și realizau o unitate reală. După aceea, după căderea Bizanțului și multiplicarea acestor centri ortodoxi, și să știm cu toții atâtea țări ortodoxe cu autocefalie, care sunt patriarhii fiecare, această multiplicitate cred că o avem cumva, poate chiar instinctiv, o avem sădit, așa spuneam, în ADN-ul nostru și poate această pulverizare, atomizare, fărâmițare are undeva o legătură cu asta. E o întrebare pe care vă pun și dacă merită să medităm la acest lucru, pentru că trebuie, într-adevăr, depășită această dezbinare și trebuie o unitate. Mi-aduc aminte, cu mulți ani în urmă, am fost la lansarea tentativa de înființare a unui forum ortodox român. Nu s-a realizat, nu s-a reușit. La sala radio, mi-aduc aminte că am fost, și din diverse motive pe care nici nu le mai cunosc în amănunt, nu s-a întâmplat. E necesară mai mult ca oricând această unitate. Noi am înființat un grup de conștiință în slujirea cu iubirea adevărului. Radu, colegul de aici, știe, cei de la Asociația Părintele Galeriu și Parohia Sfântul Silvestru. Tot așa am ideea de a încerca să coagulăm, să există o coeziune, tot pentru acești intelectuali de dreapta, conservatori, autentici, Părintele Galeriu, care a inițiat acest grup cu 20 de ani în urmă, aceasta a dorit, o unitate, și când se adresa acestor intelectuali de care vorbeați, această elită intelectuală, în care includ, practic, pe toți cei care nu numai că sunt gânditori și sunt intelectuali în biserică, dar acest corp eclezial, dar pe care el numea conștiință. El spunea, Eminescu a fost, dincolo de poet, jurnalist, scriitor, o conștiință a acestui neam. Pentru el, conștiința era mai importantă decât orice alt atribut. Deci, dincolo de definiția de intelectuali, mărturisitori, de gânditori, de scriitori, ideea de a fi o conștiință era ceea ce considera cel mai important. Am mai spus, domnul Sorin Avric, că suntem într-un fel niște epigoni acelei generații din închisori. Și este într-un fel adevărat. Pe de altă parte, natura, să spunem, persecuții, între ghilimele, s-a schimbat. Nu mai este o persecuție violentă, o teroare sângeroasă, este o, mai curând un atac subversiv. Și în acest context al unei presiuni care a înlocuit represiunea totalitaristă din epoca comunistă, în acest context al unui nou fel de totalitarism corect politic, care de natură subversivă, și răspunsul, și rezistența, și opoziția, și reacția este tot de natură implicită, subversivă, ceea ce nu înseamnă că nu există undeva un preț plătit pentru această rezistență. Cei din închisori, fără doar și poate, au plătit un preț extraordinar de dur și pentru mine au fost niște revelații cărțile lui Virgil Maxim, Ianolide, așa mai departe, Ierunca, și... Dar și noi plătim un preț în măsura în care ne asumăm o marginalizare în momentul în care ne manifestăm public în această postură. Este incomparabil mai puțin decât sacrificiul lor, este incomparabil mai insignifiant, dar există totuși o asumare a unei marginalizări și a unui statut, să spunem, aproape de ignorare, știind că facem acest lucru. Eu când în 2014 scriam, publicam cu Virgiliu Gheorghe acel volum Fața nevăzută a homosexualității, am avut experiența acelei tentative a unor grupări de a ne bloca lansarea în 2014, știind bine că ne asumăm acest lucru, un statut de a fi contra curentului, de a fi împotriva mainstream-ului. Și în acest sens, totuși, cred că, și cu asta închei, trebuie să continuăm să facem ceea ce facem în acest fel. În 2013 m-am înscris în acțiunea
se numea Acțiunea 2012 a lui George Simion. Deci cred că la un an după ce s-a înființat, l-am cunoscut pe George de atunci, am admirat ce făcea el pentru Basarabia. Aș fi vrut să fie mai aproape de ceea ce mi se părea mie extrem de important, zona bisericii și zona credinței, și m-am bucurat foarte mult că a evoluat în această direcție și sper și eu, ca și dumneavoastră, că poate fi o încercare de succes de a ne uni, de a ne coagula într-o mișcare și politică, pentru că este într-adevăr foarte mare nevoie. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Zăreu. Aș vrea eu să dau două răspunsuri, pentru că în privința forului ortodoxă română am stat la originea acelei încercări, care n-a fost una eșuată, cel puțin pentru un an de zile. Dar sunt cauze obiective pentru care ea nu a mers mai departe. Era 2008, dacă bine mi-aduc aminte, când am reușit să adunăm în aceeași sală peste 60 de organizații civice care aveau acțiuni creștine, acțiuni motivate de credința creștină, acțiuni culturale, civice, sub denumirea de Forum Ortodox Român. Manifestarea ca atare s-a chemat Conferința Laicatului și, dacă am un nume mai lung, dar nu insist, și rezultatul acelei întâlniri a fost constituirea Forului Ortodox Român, care a avut niște lideri, dintre care m-am numărat, și care a funcționat vreme de un an de zile, după care n-a mai reușit să continue, din lipsă, în general, de resurse. Vedeți dumneavoastră, partea aceasta a societății civile, partea creștină, nu trăiește din acțiunea civică, așa cum o fac cei din partea stângă a societății civile, care și-au făcut o meserie din a se ocupa de ONG-uri. Noi avem meseriile noastre. Avem țintele noastre, intelectuale, profesionale. Și ceea ce facem în spațiu public, facem din prea plinul nostru sufletesc și spre binele general. Ei nu fac asta. Ei fac întâi ca o slujbă oarecare, din care își câștigă existența. Și dacă din asta iese și ceva pentru alții, foarte bine. În general nu iese, după cum am văzut. Iese mai degrabă ceva rău. Ei, din pricina lipsei de resurse financiare, dar și de timp, a oamenilor implicați, s-a oprit acea acțiune. Dar puțin mai târziu s-a născut Coaliția pentru Familie, la originea căreia am stat de asemenea. Eu și Asociația ROS, pe care conduc, și cu care am reușit să facem mai multe. Am reușit să ducem până la maximum efortul civic de a influența actul politic. Atunci ne-a fost limpede că fără o acțiune politică, degeaba ne vom consuma timpul, energia, priceperea și așa mai departe, pentru că vom ajunge în cele din urmă, la mâna actorilor politici, care vor spune nu. Și atunci s-a născut prima oară ideea de a constitui un partid care să reprezinte această parte a societății civile, partea creștină și națională, partea conștientă, cum îmi place mie să-i spun, apropo de conștiințe, care astăzi este o idee în progres, să zic așa, o idee care este pusă în practică zi de zi. Sub denumirea de Alianța pentru Unirea Românilor. Tot despre unire, da? Și aici aș vrea să vă contrazic. Nu cred că România au în ADN acest mor al dezbinării. Nu cred deloc asta. Și nu cred că ortodoxii
au în ADN așa ceva. Știm foarte bine că Ortodoxia este într-adevăr împărțită național, dar ea funcționează sinodal și funcționează prin comuniune. Adică noi suntem frați, toți ortodoxi, care suntem ortodoxi, cu adevărat. Că sunt și unii care sunt ortodoxi cu numele și nu sunt adevărați. Adică nu mai sunt, de fapt, în legătură cu Hristos, că asta dă autenticitatea credinței, da? Și aici mă refer chiar la comunități laici, nu mă refer la indivizi, la comunități laici. Dar nu vreau să le numesc, că după aia stănesc un scandal diplomatic. Deci nu. Noi ortodoxi suntem uniți în jurul lui Hristos. Ce mai avem de făcut este să ne unim și în jurul idealelor noastre naționale. E greu? Sigur că e greu. Dar ni s-a arătat în istorie că strămoșii ai noștri au reușit să facă pasul ăsta. Poate îl facem și noi. Mulțumesc! Dacă mai este o întrebare, pentru că de discursul cred că nu mai avem nevoie prea multă, adică batem la uși deschise. Noi cei care ne aflăm aici cred că suntem într-un același duh. Dacă mai aveți o întrebare, ceva ce nu am atins și ar trebui neapărat spus, vă rog să o faceți cât mai concis cu putință, că s-a apropiat și termenul de închidere a conferinței. După care o să vă invit pe cei care doriți să vă ofer autografe, așa, spre amintire, că s-a pus aici o sămânță care poate că peste 20 de ani va rodi. Vă rog! Eu am trăit ambele generații despre care a fost vorbit în cartea dumneavoastră. Am făcut greva foamei în piața universității, am fost în Revoluție, chiar au fost purtători de cuvânt al grevișilor foamei. Practic, să atragem atenția când eram... Era prost văzuți de către organele puterii, de către televizia română, care transmitea că din cauza grevei foamei și a celor care manifestă în piața universității, nu pot să întoarcă crescătorii de porci din urzice. Am cerut interviu, o audiență la domnul președinte al Radiodifuziunii Române, Televiziunii Române, domnul Răzvan Teodorescu, ne-a primit, a spus că ne dă pe post să aducem adevărata mațeta, adevărata cauză a protestului nostru în fața universității și nu să ne dă pe post înregistrat în fals. A prins becul acela de emisie, dar ne-a dat nimic. Ca după două zile când am intervenit să-l întrebăm care este situația, gata, am intrat acum cu 48 de ore, 24 de ore înainte de alege, nu mai putem să dea. Vă spuneți încetarea pieții universității a fost obiectul unor negocieri între noi și Guvernul României. Cei care au acolo erau unii curați, devotați pentru cauza pentru care a ieșit în stradă în decembrie 89, dar alții erau veniți pentru a ne pune bețe în roate și ne-a compromite acest moment. La negocierea aceasta, care s-a rezumat după punctul 8 la Timișoara, care doream să-l punem și să facă o corectă înlăturare a fostelor reprezentanți ai regiunului abolit de noi în decembrie 89, nu s-a luat în seamă acest punct și atunci am ultima noastră doleanță pentru care am acceptat să părăsim piața universității, înainte de a veni ieri, a fost să ne dea voie să înființăm un post de televiziune independent în care să aducem la cunoștința cetățenilor României de adevăratele noastre deziderate urmărite în Revoluția din 1989. S-a aprobat așa un SOTI. SOTI, deci, este la origine. Am făcut o investigație cu niște colegi care lucrau în domeniul radio-televiziunii și ne-au dat frecvențe care trebuiau cerute guvernului pentru ca să ne înscrim în... Iertați-mă, dacă doriți să puneți o întrebare sau să atingeți ceva punctual din ceea ce am discutat... Sunt cu totul alături față de curentul anunțat de dumneavoastră, mă alături
Și cred că ar fi bine ca, plecând în această sală, să plecăm la o acțiune hotărâtă, înainte a vorbi aici la Dobie cu secretarul Sindicatului Învățământului, cu domnul Nistor, și cred că se va ralia ideile dumneavoastră și prin profesorii care lucrează încă cu prezență în școală, să încercăm să retrezim acest patos, această conștiință patriotică care în momentul de față nu înțelege. Mulțumesc! Mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult. Vreți să spuneți și la ceva? O întrebare. Vă rog. Mi-a plăcut că ați pomenit de busolă. Întrebarea ar fi și că domnul Lapric, în ce a vorbit, definind naționalismul, s-a delimitat puțin de filetism. Cum credeți că renașterea asta a generației, noi generații conservatoare, poate fi canalizată către busola corectă sau prin busola corectă atunci când există acest pericol al filetismului? Și eu am privit anul trecut filetismul ca o, adică mi s-a părut așa o mică icoană a filetismului, imaginile și filmările de la Valea Uzului cu crucile și de maghiari și de români puse cu simboluri naționale atunci când crucea știm că este deasupra și în primul rând suntem creștini și în al doilea rând români, ca să parafrazăm și pe Pătrășcan. Dacă. Da, o să încerc să vă răspund foarte scurt, mai ales în privința acestei chestiuni cu Valea Uzului, care văd că a fost pricină de simțire pentru mulți dintre cei care, într-un fel sau altul, simpatizează, dacă nu acționează pentru cauza națională și având temeiul creștine. Filetismul, așa cum bine a spus Sorin Labic, este idolatrie. În momentul în care naționalismul are un criteriu supraordonator în credința creștină, el nu poate fi filetist. Pentru că noi ne închinăm Dumnezeului nostru, lui Hristos, Sfintei Treimi, Sfinților, nu idolatrizăm neamul sau pe cineva care echipează la un moment dat, încarnează, dacă vreți, idealul național. Deci, discuția mi se pare fără obiect. Faptul că aduceți în ea cazul de la Valea Uzului, pare, să mă iertați să vă spun, că ați căzut victima unor manipulări de-a dreptul grosolane din media noastră, care nu este de cea mai bună calitate și nici de cea mai bună intenție, vă spune unul care a mâncat pâinea asta aproape 30 de ani și care a încercat să se mențină totuși pe coordonatele unei profesii adevărate, care urmărește un cod deontologic. La Valea Uzului a fost o provocare cu țintă etnică și cu mobil etnic, dar nu din partea românilor, ci din partea maghiarilor. Acolo este un cimitir internațional, asta este un fapt cert și documentat deja, acreditat de autoritățile noastre. În acel cimitir internațional există o parte a lui în care au fost îngropați ostași români, care au fost pe diferite fronturi. Ei meritau cinstirea care se cuvine eroilor în general, iar românii au fost, românii de azi, au fost opriți să acorde această cinstire eroilor lor. Asta a fost tot. Dacă maghiarii nu ar fi pus în acei saci de gunoi pe crucele ostașilor români, nu se ajungea la niciun fel de escaladare a conflictului și așa mai departe. Faptul că după ce românii au intrat în cimitir, au pus tricolorul pe crucile românilor, pe
cu cele românilor, atenție, nu pe ale maghiarilor, nu mi se pare o dovadă de filetism. Este un fel de a-i recunoaște pe ai noștri. Este, dacă vreți, cum am îmbrăcat straile populare românești. Este un semn de identitate. Nu este niciun fel de agresiune la adresa nimănui. Nu ne-am fi supărat. Da, nu ne-am fi supărat să-și pună steagul lor și maghiari pe mormintele ostașilor maghiari îngrupați acolo, nu ne-ar fi deranjat nimic. Mai mult, românii noștri au aprins o candelă și la mormintele maghiari. Eu cred că aici nu-i vorba nici de filetism, nici de răutate, nici de xenofobie. Cred că s-a rezolvat foarte ușor. Atâta doar că trebuie depășite aceste încrâncenări care sunt alimentate de forțe mai mult sau mai puțin vizibile, pentru că în mod real noi nu avem ceva cu cetățenii de alte etnii de pe teritoriul României. Am trăit cu ei cu unii de viață împreună. Mai bine, mai puțin bine. Am avut conflicte, cum avem și între noi români, da? Ai conflicte cu un vecin. Cu un vecin de scară de glob, care e român de-al tău. Cum să nu ai conflicte într-o istorie întreagă cu un alt vecin de altă etnie? Asta nu e nicio tragedie. Înțelepciunea cu care tratăm astfel de momente ar trebui să ne caracterizeze. Și de aia spun și mă întorc. Naționalismul trebuie să stea sub semnul credinței creștine. Altminte, deraiază. Am văzut naționalisme care au luat-o grav pe arătură și care au dus la crime în masă și așa mai departe. Pentru că nu au avut, acele naționaliste nu au avut un criteriu supraordonator în credința creștină. Asta e tot. Dacă Sorin vrea să mai spun ceva. Dacă mai întâi aș fi creștin și abia apoi român, atunci aș fi ca un gereteric putin undeva în cer, fără determinații concrete. Eu am nevoie de o rădăcină, de o ancoră, ca să am un chip individual, universalul creștin, trebuie să se întruchipeze în ceva concret. Etnogenetic, într-adevăr, mai întâi am fost creștin și abia apoi a apărut poporul român din punct de vedere lingvistic și etnic. Istoricii și lingviștii asta spun. Dar, biografic, eu mai întâi am fost român și abia apoi creștin. Mai întâi m-am născut într-o maternitate, am căpătat un certificat de naștere civil cu o etnie, într-o limbă și abia apoi am fost botezat, dacă e așa. Nu pot să spun că limba sunt mai... maternă o înveți după ce ai fost botezat și miluit. Limba maternă? Părinții spun că există totuși. Suntem întâi creștini și apoi români. Să iubim mai mult pe Hristos decât pe mama și pe tata. Așa este. Nu așa am făcut pentru secole până la renașterea națională. Așa am făcut. Când simți pe primul plan Hristos, apoi neam. Știți când simți povara românească? Atunci când creștini fiind, plecați în altă țară. Și atunci nu vă simțiți atât de bine printre acei creștini. Familia aceasta creștină universală, mai ales astăzi, când persecuțiile sunt atât de evidente, iar expansiunea islamică este uimitoare și deja ne izbim de ea, a mai vorbit de vocația universală a creștinismului, mie mi se pare doar un gest idilic de apartenență la un trecut glorios. Nu mai suntem în vremea Bizanțului sau a... Da, Doamne, știm asta, dar în același timp suntem aici, în București. Da, da, suntem totul de acord, dar... S-a întrupat și el în timp. Acum vreau un lucru concret. Care vreau. Dacă vreți să fim doar o sectă și atât, putem să fim o sectă și atât, dar nu trebuie neapărat să ne mai întâlnim în București, să mai invocăm unirea românilor. Pur și simplu. Da, trebuie să punem în cumpăr ambele calități. Ambele... Ne puneți să alegem. Aici avem Hristos între noi, ce ăsta avem? Este, Doamne, bineînțeles că este. Nu are trebuie o cuprindere. Da, Doamne, așa este, dar în același timp am și această rădăcină românească pe care trebuie să mă mărturisesc fără să-mi cer scuze față de alții. Pentru că asta e tendința astăzi. Nu a spus nimeni să vă cer scuze, dar nu mă neagă nimeni. Nu neagă nimeni, cu toți suntem și patrioți.
Atunci nu este nici filetism, este o capcană pur și simplu ideologică. Și atât. Dragii mei, este o falsă dilemă, nu este niciun conflict aici. Suntem români și suntem și creștini. Suntem creștini și suntem și români. Bine ar fi să fim conștienți de faptul că aceste două calități formează identitatea noastră. Că una fără cealaltă ne arată doar o parte a identității noastre. Că nu suntem întregi fără asta. Haideți să nu mai fim nici idealiști într-o parte, să spunem, domnule, eu sunt creștin, nici nu mă interesează dacă sunt român. Nici în partea cealaltă, că eu sunt român, dar știi dacă sunt creștin sau nu, puțin importă. Nu. Sunt la fel de importante amândouă. Și, cum am spus, este important deopotrivă în istorie și în meta-istorie, în metafizic, în lumea de aici și în lumea de dincolo, să fiu eu, cel care sunt român, și creștin. Pentru că în felul ăsta îmi urmăresc un ideal în viață. Dacă nu știu foarte bine cine sunt, s-ar putea să ratez. Sau să-mi imaginez că am un ideal și să fie fals. Haideți să fim puternici în identitatea noastră, pentru că asta este singurul lucru care ne va mai salva, vă spun. În tăvărucul care vine peste noi, în globalizarea asta atroce, doar forța identității ne va menține la suprafață. Dacă vom fi tari în această credință națională și creștină, vor trece valurile peste noi. Dacă nu, o să ne măture. Credeți-mă. Cum i-au măturat pe alții? Că nu trebuie să facem presupuneri. Vedem ce se întâmplă deja. Ce s-a întâmplat pe continentul american acum 50 de ani, a început să se întâmple pe continentul european acum 20 de ani, iar acum e la apogeu, în partea vestică a continentului, și se naște și la noi. Dar noi putem să fim un pic mai deștepți. Și pentru că tot așa a avut pronia, să fim mai întârziați în istorie, să ne folosim de experiența lor, să vedem ce au pățit ei și să luăm măsurile de rigoare. Pentru că spuneați că există o diferență între conservatorisme. Da. Dar vedeți bine că acolo unde s-a născut ideologia neomarxistă, propriu-zisă, da? Cu școala de la Frankfurt s-a născut pe continentul american, da? Tot acolo s-a născut și s-a găsit și antidotul. Și tot acolo se duce lupta cea mai puternică. Și tot de acolo ne vin imbordurile cele mai mari de rezistență. Și speranța că se poate rezista. Vedem ce face Trump acolo și avem o nădejde că putem și noi face aici. Unii dintre europeni, un pic mai spre vest, deja s-au prins mai repede decât noi. Hai să intrăm și noi în frontul ăsta. Doamne așa. Discuția a ajuns la ceva foarte interesant acum. Mi se pare extrem de importantă această discuție, pentru că, așa cum a spus domnul Claudiu Târziu, suntem uniți ca ortodoxi, incontestabil, și este un lucru minunat, în Duh, în jurul lui Hristos și al Bisericii, când este vorba despre dogmă, dogma în sensul cel mai teologic al cuvântului, în sensul pozitiv al cuvântului. Și există o unitate dogmatică ortodoxă miraculoasă. Când este vorba de ritual, de liturghie, vorba de tot ce înseamnă partea liturgică, deci de tipic, și liturghia la Vladivostok, la Atena, la Belgrad sau este aceeași, sau în Antiohia. Și este un lucru minunat că suntem atât de uniți în sens teologic, în sens eclezial. Problema noastră este că nu suntem uniți și noi e greu să ne unim când e vorba de chestiuni civice. Și eu cred că nu e bine să avem acest tip de speranță triumfală că suntem uniți și eu cred că avem o problemă și trebuie să o conștientizăm. Această dezbinare există, e păcat să o băgăm sub preș și dovada că există este și referendumul. Dacă eram atât de uniți și atât de într-un duh în Hristos cu toții, trecea referendumul.
Deci avem totuși o problemă și e bine să o recunoaștem. O spun în sensul cel mai constructiv și cu toată dragostea. O spun în sensul... Eu înțeleg. Vă trebuie la porți deschisele din nou. Vă spun ceva. Spuneați că suntem uniți și că nu avem această unitate. Eu nu am idealizat această unitate. Am dat doar câteva exemple care era, s-a dovedit o realitate. Sigur că nu e o realitate perfectă. Știm foarte bine că au fost momente de dezbinare majore care au avut și consecințe, unele le tragem până astăzi. Însă, în chestiunea referendumului, să știți că vă înșelați. Pentru că vă referiți la o unitate de plină a poporului român. Eu nu am de să există așa ceva. Există o unitate a acelei păruri de cetățeni conștientă, am spus mai devreme, conștientă. Mulți dintre cei care au aceleași valori și principii ca noi, care cred ca noi, n-au mers la referendum pentru că nu s-au trezit încă. Pentru că n-au înțeles, pentru că n-au făcut niciun fel de efort să înțeleagă. Pentru că s-au lăsat doborâți de manipularea grozorană la care au fost supuși. Și așa mai departe. Asta nu înseamnă că suntem neapărat dezbinați sau... Și încă o dată, pe mine mă interesează să fim uniți, ăia care suntem treci. Ăia. Ar fi niște milioane, vă spun. Milioane. Și cu milioane poți să guvernezi o țară. Milioane de cetățeni conștienți poți să guvernezi o țară. Mâine. Dar mai am un pic de lucrat la această unitate. Deci vreau să sunt foarte realistă. Haideți să facem asta. Doamne ajută, încă o dată. Sănătate.